Nică. Dimineață, e dimineață, da. Ce bine că ai intrat pe live. Șerpi, forță, frate, forță. Coaie mea, piesă nouă, Sincer 3. Prima piesă de pe Sincer 3. Înspii așa. Ce fac Bonelli, bă? Bine, mă, băiatule. Yes, yes. Cu șarpe. Mersi frumos, cu aia am văzut că le-a plăcut mai cam tuturor care contează. Ce palmă ai dat lui Ciop? Ce era o palmică? Salut, ești din România? Nu, brother. Din păcate nu sunt. Sunt la 14. Da, bă, la mine e ora 11 jumate, îmi pare rău. Câte piese sunt pe 30. Prima piesă pe 9 februarie. Ca 9 februarie. Țineți minte. 9 februarie. Salut, cel mai șmec. Pace. Și de ce am ales 9 februarie? Că la 9 februarie se fac 2 ani de când am lansat Parfum. Și dacă Parfum era să existe anul trecut, am zis că o piesă acum. Cum ar fi pe tot sau de acolo. Nu le postez pe toată dată. Nu, în primul rând asta este un videoclip, mă rog, nu e videoclip în care apar eu, e un anime cu aia, o să vă placă de muriți. L-am montat, l-am făcut frumos. Să vă la anul ăsta, încercăm chiar noi. O să vă placă mult videoclipul de la piesa asta. Adică mie îmi place un clip la alta, după aia mai scoatem clip la una și pe aia dăm drumul câte una așa pe zi. Dar mai încolo. De ce ai mers în Anglia? Mi-era frică de Kid cu aia. Glumesc cu pula. Mi-a zis ceva asta și am râs. Am fac matematică, what the fuck, aia mea. Fac muzică aici. Sunt la Music Technology. Trează până se lansează tot sincer. O să vezi tu, frate meu. Nu vreau să vă dau niște deadline sau chestii și... Știu doar asta. Pe 9 februarie este prima piesă de pe Sincer 3. Ai văzut Picani a dat strike? Ba, am văzut, mă, și e supărat el așa. Doamne, tot. În ce oraș ești, frate, dacă nu te superi? Fratele meu, sunt peste tot. Oriunde vrei tu, te uiți și din lui. Sună-mă, câte tatuaje ai? 14, parcă. Cred că 14. Ce este? Bă, aici... Și ăsta e ochiul lui Horus. Și ca să nu fiu mason ca toți, am zis, eu nu-mi fac doar un ochi, eu îmi fac doi. Și planul meu este să-mi tatu frunte cu aia mea. Dar momentan trebuie să fiu sigur că o să trăiesc doar de muzică în viața asta și că eu nu trebuie să muncesc. Trebuie să muncesc. Și nu cred că mă primește oricine cu un al treilea ochi în frunte. În pe știi, o să vin peste tot, bro. Hai să terminăm, să terminăm treburile. La cine, cine ai fit? Maria Pican, dacă mai facem asta, că dacă el a fost supărat, probabil nu mai facem dacă nu e timp. Însă eu, piesa prima piesă e pe nou, sincer. Te-ai gândit să-ți faci tatuajul în șar? Pe față, eu să încep să-mi fac tatuaje pe față, o să-mi fac al treilea ochi în frunte, o să-mi fac șarpele pe aici, pe undeva. Hai la mine, bă, nu. Cu aia mi-ai rupt cu șarpe, ce pula mea, la putere. Te pup. Cum mă îndurăță cu aia mea. La februarie acum, de asta zic. Dar eu am zis sigur de alea care ies în februarie, că asta a fost întrebarea. Și da, i-am dat un refer. Coaie mea, nu știu dacă poartă fake-uri. Și nu am nici poate bani acum. Dar eu doi okay. Fă-ți un șarpe pe gât care te strânge. Nu coaie, că eu nu vreau asta. Eu am heptagram. Mai am eu niște filme, ceva aici pe mijloc. Șarpele mi-l fac pe față. Stă bine cu fața. Stă bine cumva. Chiar crezi că o să mai iau vreodată după asta? Nu. O să mai...